Vacanță cu probleme, cel puțin 13 oameni, dintre care 11 copii au ajuns la spital cu simptome de toxinfecție alimentară după ce au mâncat la un camping. Alarma a fost dată duminică dimineața. Din primele date, mai multe persoane dintr-un grup de 39 de copii și 3 adulți aflați în localitatea Măgura Județul Buzău. Acuză dureri și simptome de toxinfecție alimentară. La sosirea echipajelor s-a constatat că toate persoanele erau conștiente și cooperante, dintre acestea 11 copii și 3 adulți au necesitat îngrijiri medicale. Ulterior au fost preluate și transportate la Spitalul Județean de Urgență Buzău 13 persoane, un adult refuzând transportul la spital, au transmis reprezentanții sub Buzău. Cei 11 copii au vârste cuprinse între 8 și 11 ani și sunt din București. Aceștia se aflau la camping pentru câteva zile. Cel mai probabil aceștia au consumat carne alterată. Autoritățile au demarat o anchetă pentru a stabili ce s-a întâmplat și a identifica sursa îmbolnăvirii.